apropierea sărbătorilor pascale i-a îndemnat pe angajații și sportivii clubului Steaua București să se mobilizeze pentru a face o surpriză copiilor de la Asociația Mia's Children din Chiajna, o instituție care are grijă de copiii defavorizați. Acțiunea Săptămâna Faptelor Bune a însemnat strângerea sau cumpărarea de multe hăinuțe, jucării sau alimente care au fost apoi donate copiilor cu care viața nu a fost prea darnică, dar au găsit în cele din urmă un ajutor în acest așezământ. Campioana olimpică la scrimă Simona German și fotbalistul Alex Mărgărit au fost impresionați de talentele de care au dat dovadă acești copii, dar și de primirea călduroasă pe care le-au făcut-o. Sunt foarte fericit că am venit în această zi aici și am descoperit niște copii cu foarte multe talente. De asemenea, i-am și sfătuit să persevereze în ceea ce fac, pentru că o fac foarte bine și sunt absolut convins că și pe viitor, dacă vor continua, vor realiza foarte multe lucruri. Din tot sufletul le doresc numai sănătate și realizări în viață. Mulțumesc doamnelor pentru ceea ce fac și că mă înclin în fața dânselor și este o lecție pe care o învățăm cu toții. Bucuria din ochii copiilor atunci când au văzut cadourile, dar mai ales dorința de a le demonstra oaspeților ce știu și ce talente au, a fost impresionantă. Mulțumim Steaua București pentru minunea pe care ați înfăptuit-o în ziua de astăzi, venind să vizitați copiii de la Asociația Mia's Children. Este o minune că vă aduceți aminte de acești copii. Vă mulțumim și de sfintele sărbători. Vă dorim din suflet să aveți parte de lumină, de prosperitate, de succes și Paște fericit și binecuvântat. Încă o dată vă mulțumim, Steaua București! Clubul sportiv al Armatei Steaua urează tuturor sărbători pascale cu liniște și fericire. Steaua! Steaua!